Bună ziua! Sunt Mona Șerban, profesor de limba engleză și manager al centrului Smart Academy of Languages. Închei astăzi seria portretelor profesoarelor de la Smart. În foarte multe videouri mi s-a mulțumit mie pentru această oportunitate. Cred însă sincer că singurul meu rol și poate inspirație a fost de a aduna la oaltă împreună oameni foarte frumoși, oameni cu inima mare, dedicați, pasionați, care fac tot ce fac din suflet. Și eu am de mulțumit, de fapt, echipei mele, echipei Smart, pentru ceea ce am reușit împreună să facem, pentru această academie frumoasă, unde copiii vin cu bucurie și în care creștem împreună. Anul acesta a fost un an plin pentru mine, din multe puncte de vedere. A fost un an foarte obositor, dar și cu rezultate frumoase. A fost un an în care am fost la foarte multe conferințe și care m-au îmbogățit foarte mult. Am fost la Superteach, unde am devenit facilitator. A fost un an în care am scris foarte mult. Am scris multe articole pe care le-am publicat pe Facebook. Și poate nu toate au fost luate, nu au fost primite așa cum mi-aș fi dorit. Să știți că nu scriu atunci când scriu despre educație, nu scriu dintr-un loc, dintr-un tron imaginar al omului care este cumva privilegiat că își poate alege echipa la privat. Eu scriu din locul acesta, al Monei mici, al unui copil care tocilară și de 10, nu prea a fost întrebată, nu deseori în școală, ce crede ea, ce vrea ea, cum vede ea lumea asta. Din locul ăsta scriu eu, al copilului care a suferit foarte mult și sunt convinsă al copiilor care suferă foarte mult, din păcate, în școlile noastre. Nu scriu cu înclâncenare, însă scriu cu dorința de mai bine. Vreau copiii noștri să se bucure de școală, vreau ca la școală să pot, ca ei să poată să spună un punct de vedere, fără frică. Școala să nu fie locul în care mergem cu frică, cu anxietate, de unde vrem abia așteptăm să scăpăm. Am văzut multe școli în străinătate și am văzut alte sisteme. Vreau asta și pentru copiii noștri, aici în Pitești, în Argeș, în toată România. Din acel loc scriu eu și din acel loc voi continua să scriu. Și mai mult decât atât, anul viitor, îmi doresc ca Smart Academy of Languages să devină Smart Academy Educational Hub. Vom începe să oferim cursuri de dezvoltare personală și foarte multe cursuri de pregătire pentru profesori și învățători și de asemenea cluburi pentru părinți care doresc schimbare. Așa cum am făcut până acum, să adun în jurul meu oameni minunați, voi face și în continuare. Îmi doresc să adun alături de mine profesioniști, oameni dedicați, care nu doar declară că vor schimbare, ci care vor să pună umărul și împreună să transformăm școala românească. Pentru că eu cred că se poate. Nu contează că ești la stat sau la privat. Contează să-ți dorești din tot sufletul și să începi să acționezi. O vară frumoasă, plină de cărți minunate! Goodbye!